Zăpada căzută aseară din abundență a creat mari probleme în Valea Jiului. Zona Rusu și Parâng au rămas fără curent electric după ce mai mulți pomi au cedat din cauza greutății zăpezii și au rupt stâlpii și firele de înaltă tensiune. Administratorul domeniului schiabil din Parâng precizează că turiștii nu au apucat să urce în stațiune. Singurii afectați de această problemă sunt cabanierii. Echipele de intervenție ale operatorului de electricitate lucrează încă de dimineață pentru a remedia problema, astfel încât consumatorii din zonă să fie realimentați cu energie electrică în cel mai scurt timp. Este toată stațiunea fără curent, inclusiv zona Rusu fiind afectată, linia de 20.000 de volți. Au căzut niște arbori în mai multe locuri. Au fost afectați și stâlpii de înaltă tensiune, nu numai cablurile. Deci nu-i vorba numai că s-au rupt cablurile, au căzut și stâlpii de curent. În stațiune nu sunt probleme deosebite, din fericire, turiștii nu au apucat să urce, fiind petrecându-se tot în cursul nopții și cabanierii, mă rog, care sunt, au generatoare, deocamdată nu este nicio problemă. Din informațiile noastre, spre după masă se reface legătura, alimentarea cu curent a stațiunii. Traficul rutier a fost blocat pe drumul spre Parâng. Drept urmare, câțiva angajați ai restaurantelor din zona Rusu au fost nevoiți să meargă pe jos până la locație. Și cele două telescaune care duc în stațiunea Parâng au fost afectate de avarie, astfel că acestea nu vor fi pornite până când nu se va face o revizie. Telescaunele nu sunt afectate din căderi de arbori, deci în momentul refacerii alimentării cu energie electrică se va face o verificare a întregii linii, că nu putem conform regulamentelor care le avem, și de-abia după aceea vom putea funcționa. Estimez eu mâine dimineață va fi totul ok, astăzi nu avem posibilitatea să pornim niciunul din telescaune, mai ales că ninge în continuare și fenomenul de căderea pomilor se poate repeta, după părerea mea, oricând.